Balon respins pe spate de Aliji. Golovka trece ușor de Zenche. Golovka, mingea lui Golovka pentru Carabue. Jonathan Rodriguez, din nou Carabue. Jonathan Rodriguez, combinații senzaționale ale Botoșanului pe spații reduse. Fabrini! Fabrini cu prima șansă cu adevărat importantă a acestei partide. Diego Fabrini trimite puțin pe lângă poarta lui McDermott. Panică în apărarea dinamovistă. Aici Golovka îl depășește mult, mult prea ușor pe Zenche. Dinamoviștii nu au reușit să îndepărteze pericolul. Iată ce combinații reușesc Carabue și Jonathan Rodriguez. Ce ajunge la Fabrini și acesta din interiorul careului lui McDermott trimite pe lângă poarta irlandezului. Dincolo la Dinamo, până la această partidă, Sorescu era jucătorul cu cele mai multe minute jucate. Nistor! Ce șut prinde capitanul lui Dinamo și va fi corner. Balon respins de Freisel. Iată-l aici pe Filip, cât de repede a executat defensiva botoșanului surprinsă și Martin Freisel atinge ușor balonul, îl deviază în afara terenului de joc. Lovitură de la colțul terenului pentru Dinamo, același Nistor va executa. Nistor are două goluri marcate în acest campionat. Genaltă și bară! Să vedem continuarea, gol! Montini, 1-0, minutul 24. Dacă nu Montini, atunci cine să marcheze pentru Dinamo? 1-0, italianul își face din nou treaba și ajunge la 7 reușite în acest sezon de Liga 1. Înaintea execuției lui Montini a fost însă o minge trimisă în bara transversală și cred că Papazoglu a fost cel care a fost prima oară aproape de gol. Montini însă se lipește la gol ceva de speriat. 1-0 așadar, Dinamo sparge gheața. Corner bătut de Nistor. Iată-l pe Papazoglu, într-adevăr, din transversală. Mingea ajunge la Mattia Montini și acesta nu-l iartă pe Martin Freisel. Are un instinct de killer extraordinar, extrem de dezvoltat Mattia Montini în fața porții adverse. Și italianul, vă spuneam, punctează pentru a 7-a oară în Liga 1. Botoșeneni la respingere. Greșit Zenche, minge pentru Golovka, Golovka și Bastău, Golovka, Golovka, șutul lui Golovka, gol! 1-1, Cătălin Golovka marchează un gol extrem de spectaculos, doar 3-4 minute s-au bucurat dinamoviștii de avantaj pe tabelă, un contraatac letal, genul de fază care convine de minune acestui Speedy Gonzalez, care este Cătălin Golovka, și avem egalitate din nou în Ștefan cel Mare. Golovka marchează pentru a treia oară în acest campionat. Totul pleacă de la această greșeală a lui Zenche și excelentă este lansarea pentru Cătălin Golovka. Jordan Bastău nu reușește să-l îmblânzească pe Golovka și acesta trimite un adevărat trasor. Nicio șansă pentru Sean McDermott. Iată-l pe portarul dinamovist nereușind să evite golul. Cât de bine prinde acolo Rodriguez cu jucătorul botoșanului. Aliji, Aitarman! Vizibilitatea lui Martin Freisel nu a fost una grozavă, dar austriacul a reușit în cele din urmă să pareze. La al patrulea său meci în Liga 1, Martin Freisel, portar sosit în loc, Fabrini reușește să câștige în fața lui Aliji. Fabrini caută culoarul pentru șut. Fabrini! Diego Fabrini, fabulos italianul! 2-1, botoșanul marchează în minutul 75. Diego Fabrini cu o fază absolut fabuloasă, încântător. Diego Fabrini marchează din nou în poarta lui Dinamo, așa cum s-a întâmplat și în tur.
Ce fază reușește italianul! A patra reușită stagională! El a marcat și golul victoriei cu Chiajna din prima etapă jucată în 2019. Încă o dată, Fabrini trece de Aligi, trece și de Ndiaye și marchează de lângă Klimavičius, păcălindu-l și pe portarul McDermott. Extraordinar, Fabrini trage printre picioarele lui Klimavičius și scutură plasa 2-1 și vom avea un sfert de oră încins aici în Ștefan cel Mare. Dinamo este condamnată să arcă. Zidul este la distanță regulamentară. Aligi peste poarta lui Freisel. Execuție în forță. Nu prinde însă poarta. N-a bătut rău, dar a tras peste.